Epistola a doua către Corintenea Sfântului Apostol Pavel, capitolul al 10-lea. Însumi eu, Pavel, vă îndemn prin blândețea și îngăduința lui Hristos, eu care de față sunt zmerit între voi, dar în lipsă îndrăznesc față de voi. Vă rog, dar, să nu mă siliți când voi fi de față, să îndrăznesc cu încrederea cu care gândesc că voi îndrăzni împotriva unora care ne socotesc că umblăm după trup pentru că, deși umblăm în trup, nu ne luptăm trupește, căci armele luptei noastre nu sunt trupești, ci puternice înaintea lui Dumnezeu spre dărâmarea întăriturilor. Noi surpăm iscodirile minții și toată trufia care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu și tot gândul îl robim spre ascultarea lui Hristos. Și gata suntem să pedepsim toată neascultarea atunci când supunerea voastră va fi de plină judecați lucrurile așa cum se arată. Dacă cineva are încredere în sine că este a lui Hristos, să gândească iarăși de la sine acea, aceasta, că precum este El a lui Hristos, tot așa suntem și noi. Și chiar de mă voi lăuda ceva mai mult cu puterea noastră pe care ne-a dat-o Domnul spre zidire, spre zidirea, iar nu spre dărâmarea voastră, nu mă voi rușina, ca să nu parcă v-aș înfricoșa prin scrisori. Că scrisoarele Lui zic ei sunt grele și tari, dar înfățișarea trupului este slabă și cuvântul este disprețuit. Cel ce vorbește astfel să-și dea seama că așa cum suntem noi, cum suntem cu cuvântul prin, Hristu, prin Scrisori? Când nu suntem de față, tot așa suntem și cu fapta când suntem de față, căci nu îndrăznim să ne numărăm sau să ne asemănăm cu unii care se laudă singuri dar aceia, măsurându-se și asemănându-se pe ei înșiși, nu au pricepere. Iar noi nu ne vom lăuda fără măsură, ci după măsura dreptarului cu care ne-a măsurat nouă Dumnezeu, ca să ajungem și până la voi, căci nu ne întindem peste măsură, ca și cum n-a fi ajuns la voi, căci am și ajuns cu Evanghelia lui Hristos până la voi. Nu ne lăudăm peste măsură costenerile altora, ce avem nădejde, că tot crescând credința voastră, ne vom în voi cu prisosință după măsura noastră, ca să propovăduim Evanghelia și în de dincolo de voi, dar fără să ne laudăm cu măsură străină în cele de agata, iar cel ce se laudă în Domnul să se laude, pentru că nu cel ce se laudă singur este dovedit bun, ci acela pe care Domnul îl laudă.